Societatea de Cruce Roșie Mehedinți a organizat etapa județeană a concursului Sanitarii Pricepuți, care a adus în competiție 8 echipaje de la liceele din județ. Mai întâi, juriul a pus la încercare cunoștințele teoretice ale elevilor. Avem juriu format din colaboratorii de la ISU, 4 medici pentru notare, ambulanță, inspectoratul pentru jandarmi. Așa că să sperăm să fie o competiție frumoasă. Proba teoretică a fost destul de ușoară pentru că am învățat, am avut ceva de un material de pe care am citit ceva și nu a fost destul de greu. Prin tragere la sorți s-a stabilit ordinea intrării în concurs la proba practică, unde elevii vor trebui să îndeplinească niște condiții în funcție de un barem de penalizare care există în manualul pentru pregătirea acestor echipaje. După ce au demonstrat că știu ce înseamnă să acorde primul ajutor, echipajele au trecut la proba practică. În sala de sport a școlii numărul 15, elevii au acordat primul ajutor unei victime cu stop cardiorespirator sau hemoragie. În sala de sport a școlii numărul 15 a avut loc un accident. O persoană a căzut și s-a lovit. I-am aplicat bandaj și suntem acolo aproape de ea. Confirmați? Le-am pregătit pentru diferite situații. Primul ajutor în caz de plăci, stop cardiac, fractură entorsă. În cadrul Crucii Roșii activez de 4 ani de zile și pentru mine Crucea Roșie înseamnă foarte mult. Aici am învățat foarte multe lucruri interesante care cred eu că îmi sunt de folos în viață, cum să acord primul ajutor. Viața unei persoane accidentate depinde în mare măsură de momentul acordării primului ajutor și de priceperea celui care îl acordă, așa că pregătirea și testarea sanitarilor este esențială. Cei mai buni dintre ei au fost premiați de Crucea Roșie Mehedinți cu diplome și cupe.